Să deschidem Cartea Sfântă la Romani, capitolul 1. Voi citi de la versetele 18 la 21 și voi continua din capitolul 2, de la versetul 1. Romani 1, de la versetul 18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot desvinovăți. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Și din 2 cu 1, așadar, omule, oricine ai fi tu, care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți. Căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau disprețuiești tu bogățiile, bunătății, îngăduinții și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cumpetrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți adune o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării drepte judecăța lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui, și anume, va da viață veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea, și va da mânie și urgie celor ce din duh de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Amin. Reocupați locurile, vă rog. Binecuvântat să fie bunul și adevăratul Dumnezeu. Prin îndurarea Sa, așa cum este scris tot în Sfânta Carte, ne bucurăm noi de viață și acum suntem în casa de rugăciune și ce este mai important decât viața aceasta, în orice condiții ar fi trăită ea, Dumnezeu vrea să ne dea veșnicia, vrea să ne mântuiască, slăvit să fie în veci. Am citit din scrisoarea Apostolului Pavel adresată celor din Roma, în care el vorbea, așa cum este un titlu aici, starea de păcat a omenirii, despre realitatea de atunci, care se vede la fel și astăzi. Sunt oameni care trăiesc fără Dumnezeu și oameni care trăiesc cu Dumnezeu. Întrebarea mea pentru dumneavoastră, tineri sau mai în vârstă, care ați venit la slujbă, este următoarea. Sunteți cu Dumnezeu sau fără El? În a doua carte a Cronicilor, capitolul 15, versetul 2, un proroc din partea Domnului a vorbit Israelului și le-a adresat următoarele cuvinte. Domnul este cu voi când sunteți cu El. Pentru că trebuie să fie un comun acord. Noi cu Domnul și Domnul cu noi. Degeaba am vrea noi să fim cu Domnul și El n-ar vrea să fie cu noi. De asemenea, degeaba ar vrea să fie El cu noi dacă nu vrem noi să fim cu El. E ca și când e vorba de doi tineri. Degeaba vrea băiatul dacă nu vrea fata. Degeaba vrea fata dacă nu vrea băiatul. Trebuie să fie un dublu acord. Aceasta e starea fericită, să fim cu Domnul și El să fie cu noi. Amin? Dar există și alte situații, alte opțiuni. Dacă îl căutați, asta pentru cei care nu sunt cu Domnul, pot să fie în trecere, în căutarea lui Dumnezeu, să fie în ascensiune. O stare care e de dorit pentru cei care nu sunt cu Domnul în vremea aceasta. Există și altă situație de nedorit, dacă îl părăsiți. Oameni care uită de Dumnezeu și relația între ei și Domnul se răcește și chiar în final se anulează. Și se ajunge la situația tristă în care și el părăsește starea aceea despre care vorbeam de a fi fără Dumnezeu. Mă întorc la cele citite în Roman capitolul 1 și vreau să observăm mai întâi că de fapt toți oamenii ar trebui să fie cu Dumnezeu. N-au motive să fie fără Dumnezeu, să uite de El, să trăiască indiferenți față de El.
Spune Scriptura aici în versetul 19, Romani 1, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, că și le-a fost arătat de Dumnezeu. La ce se referă apostolul aici? Aflăm din capitolul 2, versetul 14 și 15. Când neamurile, adică oamenii care nu făceau parte dintre evrei și care n-aveau Biblia, toate popoarele, măcar că n-au lege, fac din fire, adică din ceea ce, așa cum am citit în capitolul 1, le-a fost arătat de Dumnezeu în ei înșiși, lucrurile legii, fiindcă despre prin aceasta ei care n-au o lege sunt singur lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisesc cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Așadar, primul motiv pentru care oamenii ar trebui să fie cu Dumnezeu și să-L cunoască este datorită conștiinței. Conștiința face diferența între bine și rău. Și Dumnezeu este cu cel ce face binele. Și conștiința te ajută să faci binele. Și când comiți răul, conștiința te atenționează că ai greșit. Acest fenomen lăsat de Dumnezeu în mintea umană datează din momentul în care Adam și Eva, primii oameni, au gustat din pomul cunoștinței binelui și răului. Și de atunci omul este foarte înclinat spre rău, dar poate să facă și binele, iar în minte se face această diferențiere, cum o numește apostolul aici, învinovățire sau dezvinovățire. Este așa sau nu este așa? Când greșim, cine ne spune mai întâi că am greșit? Colegul? Soțul, soția? Sau conștiința noastră? Conștiința își joacă rolul. Ca să evidențiem rolul conștiinței, citim și 2 cu 1. Așadar, omule, oricine ai fi tu care judici pe altul, de ce oamenii se judecă unul pe altul? Tocmai datorită faptului că în mintea lor, pe lângă conștiință, sunt și gândurile. Și omul analizează. Cu tare a greșit în trafic, în vorbe, în afaceri, n-a fost corect. Tocmai prin faptul că judeci pe altul, și asta este un fenomen general, nu te poți dezvinovăți. Căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur. Fiindcă tu care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. Adică atunci când judecăm pe altul, e natural să ne judeci și altul pe noi. Dar culmea este că judecând pe altul pentru anumite fapte, noi înșine ne considerăm că acele fapte sunt de condamnat, sunt vrednice de a fi judecat. Pentru că tot ceea ce judeci la altul, cu siguranță, e de judecat și la tine, mai cu seamă când avem de a face cu dreptatea lui Dumnezeu. Și din acest punct de vedere, insistă apostolul și spune, nu te poți dezvinovăți. Adică nu te poți scuza înaintea lui Dumnezeu în mod deosebit în ziua judecății, pentru că conștiința ta se reamintește zi de zi că tu greșești, că alții greșesc, ba chiar păcătuiesc, și această condamnare are rolul să ne ajute să ne lepădăm de rău și să facem binele. Amin? E bine că avem conștiință sau nu e bine? Mai că ne place, că nu ne place, ea funcționează. E un semafor care nu îi se termină bateriile niciodată. Nu se întrerupe curentul. Și n-are numai verde și roșu. Noi am vrea uneori să introducem și un galben așa intermitent, că am scăpat. Nu, nu. Conștiința spune clar, categoric, aceasta e păcat, aceasta nu-i păcat. După cum și noi știm să condamnăm pe alții. Așa e că foarte ușor știm să spunem că au greșit cei care ridică tonul și strigă. Când greșește un participant la trafic, imediat îl semnalizăm, îl blițăm, pentru că întâi ne blițează nouă aici. Asta este dovada
că Dumnezeu a lucrat așa fiindcă vrea să ne protejeze de rău. Dacă vreți, apropo de mașini, e martorul acela de la bord. Că n-ar fi bine să se defecteze niciuna, nici alta, fără să-ți indice ceva. Se strică toate. Dar așa toate îți semnalizează. De aceea țineți cont de conștiință și nu încercați să o îngropați cum unii procedează prin băutură sau acuzându-i pe alții că sunt mai vinovați. Da, chiar uneori oamenii care acuză de fapt că conștiința lucrează în ei și n-au liniște. E de vină cu tare. Da, o fi. Dar din aceeași categorie faci parte și tu. Scopul este să ne îndreptăm și să fim cu Dumnezeu, amin? Iată un al doilea motiv pentru care oamenii ar trebui să practice binele, să fie cu Dumnezeu, să-L asculte, să-L cunoască, să știe ce este voia Lui și ce nu. Versul 20. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii. Când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El, adică în creație, chiar în zăpada aceasta, în stelele de noapte și în florile ce vor apare și le dorim la primăvară, mă stiuiți cu băgare de seamă la ele. Și toate acestea îți vorbesc că există un Creator slăvit să-i fie numele. Sau se poate să nu ne vorbească? E prea inteligent creată lumea asta. Și nota apostolul aici, așa că nu se pot dezvinovăți. Iată cum avem un martor în interior și un împrejurul nostru, oriunde te uiți. Sunt două mărturii, că noi și tot ce se vede am fost creați de Dumnezeu. Și ar fi corect să ținem cont de El. Suntem după chipul Lui, trăim în lumea creată de El și nu-i corect să fim fără El. Dimineața să ne sculăm și să uităm și seara să fim prea obosiți și peste zi să nu ne fi adus aminte de Dumnezeu. E bine să admirăm creația lui Dumnezeu și să învățăm din toate. Apusul fiecare zile trebuie să te înveți. Fiecare toamnă sau iarnă. Scriptura ne cheamă să învățăm de la pești, să privim la întreaga natură și în toate acestea să vedem mâna și lucrarea lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Poate fetele că sunteți mai atrase spre flori și aveți o imaginație și o pasiune, o simpatie pentru ceea ce este mai frumos. Dumnezeu a creat și pentru dumneavoastră să aveți la ce medita. Poate unii bărbați sunt mai abstracți, așa, numărați la stele. Și uitați-vă la ce figuri geometrice a lăsat Dumnezeu printre ele. Au și unii și alții. Și copiii se pot gândi, dar și bătrânii. Privind la creația lui Dumnezeu și nu te poți dezvinovăți să spui, mie nu mi-a venit ideea că există Dumnezeu și trebuie să-ți cont de El. N-are cum să nu-ți vină. Repet, există mărturii în interior și există mărturii în exteriorul tău, oriunde în lumea aceasta. Cineva, un ateu, i-a spus unui credincios, arată-mi unde-i Dumnezeu. Și credinciosul i-a răspuns, te rog să-mi arăți tu unde nu este. Pentru că nu există loc unde Dumnezeu nu este. Când ne uităm la complexitatea ființei umane, și acum spunea David în Psalmul 39, începând din momentul în care se concepe un făt, Doamne, o știință atât de minunată, mai presus de puterile mele. Întreba el, Doamne, unde să mă duc? La amiază noapte. Pentru tine nici întunericul nu-i prea gros. Și noaptea ai de la ce să înveți. Să fugim într-o parte sau alta la Polul Nord, ne izbește aurora boreală. La ecuator sunt alte minune a creației. Și toate acestea, îți spun omului că n-ai cum să te dezvinovățești. Ai o singură șansă să îl recunoști pe Dumnezeu. De altfel spune Scriptura în Fapte 17 că Dumnezeu a dat oamenilor limite în spațiu, în timp, cu acest scop. Să recunoască pe Dumnezeu, să-L caute, să se uite cu băgare de seamă. Și la toate acestea, noi avem și Sfânta Carte. Mulțumim Domnului pentru că suntem această seară împreună, suntem aici să o învățăm și să ascultăm din ea. Amin? Și totuși, măcar că există aceste dovezi incontestabile, oamenii în cea mai mare parte au ajuns fără Dumnezeu. Cum?
Spune Scriptura aici, în versetul 21, fiindcă, explică, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu. E normal că la început, la origine, oamenii l-au cunoscut pe Dumnezeu. Vorba aceea, pentru Adam nu era problema să-l întrebi, este Dumnezeu? Pentru era problema, prea este unde să se ascundă. La început oamenii l-au cunoscut pe Dumnezeu. Nu l-au cunoscut evreii când Dumnezeu a tunat pe Sinai și după toate minunile ce le-a realizat prin eliberarea lor din Egipt? Ba da, din potrivă au zis lui Moise să nu ne mai vorbească. Deci nu erau, nu se lua în discuție că nu-i Dumnezeu. Din potrivă, știm că este aici, dar să spună ție, e prea greu să suportăm prezența Lui. Totuși, oamenii nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit. Asta a fost o primă și mare greșeală. Nu l-au proslăvit și nu i-au mulțumit. Spuneam că avem motive să-L vedem pe Dumnezeu, dar aceste motive trebuie să ne determine să-I dăm slavă de dimineață și până seară. Să-I mulțumim pentru toate lucrurile. Iată ce vă citesc dintr-un psalm, de exemplu, referitor la slava care ar fi drept și binevenit să-I o dăm Domnului. Psalmul 29, Fiii lui Dumnezeu, pentru că suntem creația Lui, semănăm, dați Domnului slavă și cinste. Închinați-vă înaintea Lui. Spune Scriptura tot aici. De exemplu, în versetul 10, glasul Domnului realizează minuni în natură, în locașul Lui. Și care-i locașul Lui? Dacă cerurile cerul nu-L pot cuprinde, nu toată această creație e locașul Lui? În locașul Lui totul strigă slavă. Strigăm și noi? Nu știu cum se spune în slovacă, slavă. Așa. Înseamnă că puteți spune și într-o limbă și în cealaltă, pricep toți, pentru că se cuvine să binecuvântăm pe Dumnezeu. Oamenii care nu-L binecuvintează fac o mare greșeală. Pentru că pe acest fond uităm de Dumnezeu. Noi, ca oameni interesanți, nu ne place ca dacă facem un serviciu la cineva să nu ne mulțumească. Spunem că e necioplit. Dar noi cum suntem în raport cu Dumnezeu? Puțin spus neciopliți. Că toate le avem de la El. Cine poate să se bucure fără El, întreba Solomon în Eclesiastul. El dă pâine, El dă viață și sănătate. El realizează pe toate. Și noi suntem datori doar atât. Dator spus, nu-i corect. Ar fi frumos. În ultimă instanță sună ca și o datorie. Să-L recunoaștem și să-L binecuvântăm și să spunem tot mereu, mare este Domnul și foarte vrednic de laudă, zicea psalmistul, și mărirea Lui este nepătruns. În psalmul 148 este un cor al întregului univers chemat să-L laude pe Dumnezeu și aici trebuie să ne înscriem și noi. Iată cum încep lucrurile de sus în jos. Lăudați pe Domnul înălțimea cerurilor, ființele acelea de rang înalt, din preajma sa, lăudați în locurile cele înalte, lăudați-L toți îngerii Lui, mulțimile de îngeri, toate oștirile Lui. Lăudați-L soare și lună. Lăudați-L cerurile cerurilor, să laude numele Domnului, că cele a poruncit și au fost făcute. Iată că și creația este chemată să laude numele Domnului, nu doar oamenii. Și aș spune că păsările laudă pe Dumnezeu. Și fiecare fenomen îi se închină lui Dumnezeu prin ascultare, dar noi suntem cei mai determinați că am fost puși stăpâni peste toate, suntem creați după chipul lui Dumnezeu. De aceea spune Scriptura în continuare aici, versetul 11, împărați ai pământului și popoare, toate voievozi și toți judecătorii pământului, tineri și tineri, copii și bătrâni, să laude numele Domnului, căci numai numele Lui este înălțat, măreția Lui este mai presus de pământ și de ceruri. El a înălțat tăria poporului său, iată o pricină de laudă pentru toți credincioșii Lui, pentru copiii lui Israel, popor de lângă El. Și se încheie psalmul cu acest îndemn, lăudați pe Domnul. Amin? Amin? E frumos cum cântați, e o laudă pentru Dumnezeu. Să cântați și pe acasă. Și pe drumuri. Spune în judecător 5, voi cale călăriți pe măgărițe albe, cântați. Acum nu am blăb cu măgar, cu cătări, avem mașini. E mai ușor să lăudăm pe Domnul. A lăuda pe Dumnezeu înseamnă și a proclama felul în care
s-a îndurat de tine și ți-a făcut bine. Să istorisești minunile Domnului și prin aceasta să-L lauzi. Observați, în lumea aceasta este ceva specific omului. Dacă cineva este suport, are înclinat spre un anumit sportiv sau o echipă, sau are un alt fan, știu eu, din alt domeniu, este normal să vorbească despre acea persoană și să o laude, să o aprecieze. Și întreba Dumnezeu prin profetul Isaia, cu cine vreți să mă puneți alături? Slava mea nu o dau altora și cinstea mea idolilor. De aceea, mai presus de toți, merită Dumnezeu să fie lăudat. E normal să dai cinste împăratului, spune Scriptura, să-ți apreciezi bărbat, să dai cinste femeii, să-și cinstești părinți, dar deasupra tuturora, Dumnezeu merită închinare, laudă, proslăvire, binecuvântat să fie în vecii vecilor. Încercați și faceți așa. Și veți vedea ce har decurge de aici. Eu nu vă pun în mod forțat să dați lui Dumnezeu slavă mai mult decât îi se cuvine. Nu! Chiar astăzi am discutat cu cineva. Știți că uneori există îndemnul acela, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Și eu spuneam, auzi, nu mulțumi pentru cele rele, că oricum nu termin să mulțumești pentru cele bune. Numai atâta să-i dăm slavă lui Dumnezeu pentru cât ne-a făcut. Nu trebuie să o slăvești acum pe Dumnezeu pentru că e cald afară. Asta fă-o la vară. Acum mulțumește că a dat zăpadă pentru grâu. Numai că noi uneori ne poziționăm tocmai pe umbră. Și la vară cârtim că e prea cald și acum nu ne place că e frig. Dar la vară ar fi bun grâu dacă e mare, nu? Pentru că oamenii sunt tare ciudați. Găsesc de regulă aspectul negativ. Da, s-ar putea, știu eu, soția a greșit puțin cu ciorba și nu-i tocmai de nota 10. Dar câte calorii o să acumulezi prin asta, pentru asta nu mulțumești? Că organismul tău o să fie mai cu minte ca tine și el o să le preia. La fel și în relație cu Dumnezeu. Numai pentru cât bine ne face, merită să fie slăvit mărire Domnului. Amin? O altă greșeală pe care o fac oamenii și îl pierd pe Dumnezeu. Este menționat aici în Romani, capitolul 1, versetul 21, partea a doua. S-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat, s-au fărit că sunt înțelepți și au înnebunit. În aceeași idee, versetul 28, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor. Scriptura ne îndeamnă, citesc din Psalmul 1, să medităm la Dumnezeu, la cuvântul Său, chiar să memorăm cuvântul Său. Ascultați ce vă citesc, Psalmul 1, și aici sunt fericiți cei ce fac așa. Omul, versetul 2, care își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Observați, am fost dotați de Dumnezeu capacitatea de a gândi și nu este vreun moment în care mintea noastră să nu aibă ceva pe rol. Computerul nostru nu se oprește niciodată. Nu-i poți da stand-by. Nu există așa ceva. Tot timpul procesează. Dumnezeu ne-a dat posibilitatea chiar să stocăm informații prin memorare. Și apoi, din prisosul inimii, să vorbească gura. M-aș adresa puțin dumneavoastră, bărbaților, femeilor, care ați trecut, să zic, de 30-40 de ani. Dacă ar fi să vi se ia toate cărțile, inclusiv Biblia, și să vă pună cineva să scrieți tot ce aveți în minte, ce aveți mai mult în minte, ce ați putea să scrieți? Din ceea ce aveți în mintea dumneavoastră, ce s-ar putea spune? Sunteți cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu? Ați auzit cu siguranță întâmplarea aceea tristă când un tată i-a cumpărat, pare mi se, cu ocazia în plin vârstă de 18 ani, fiului său o mașină, s-au dus amândoi în probe, s-au răsturnat și fiul cu ultimele clipe i-a zis tatălui, învață-mă să mă rog, dar nu mai știa nici tata rugăciunea Tatăl nostru. Așa pierd oamenii pe Dumnezeu. Introduc în minte tot felul de informații. Și când a fost lumea mai bombardată cu informații decât în vremea noastră? Că ziare sunt mai demult, dar
acum cu internet, cu telefonie, parcă toată lumea vrea să introducă în mintea noastră informații, infuzie de date. Da, dar oare conține mintea noastră ceea ce trebuie? Știm despre Dumnezeu? Dacă ar fi să mâncăm numai atunci când știm să răspundem, să dăm ceva detalii despre lucrurile sfinte, cam când ar trebui să se servească masa? Dacă ar fi să ne binecuvânteze Dumnezeu așa numai după ce ne pune niște întrebări, dacă știm răspunde la ele. Uneori se lasă să se înțeleagă și nu-i bine așa, că trebuie să cunoască numai cei care predică sau cei care sunt implicați în vreo lucrare de propagare acestor adevăruri. Am fost săptămâna aceasta într-o familie, o soră de vreo 50 de ani s-a apucat să citească Biblia, a citit-o până la sfârșit, s-a apucat din nou și acum și-a luat notițe, că spunea ea, de acum nu mai memorez așa ușor. Dar totuși, chiar dacă nu mai ține aminte bine în discuțiile ce le-am avut, avea tare multă Biblie în mintea ei, pe limba ei. Observați, dumneavoastră, în discuții cu oamenii, știu să vorbească de politică, meteo, probleme economice, criză, dar dacă intri așa într-un subiect despre Dumnezeu, despre lucrurile sfinte, despre veșnicia viitoare, pot să povestească mult? Un, doi, se închide subiectul. Dacă i-ați întrebat pe oameni, hai să ne întrebăm pe noi, câți psalmi știm pe de rost? Tineri, câte versete din Proverbe cunoașteți? Câte cântări știți pe de rost? Câte întâmplări din Biblie l-ați putea relata? Ce știți despre veșnicia viitoare? Și acum întreb, oare nu-i mai frumoasă viața vorbind despre Dumnezeu, despre lucrurile sfinte, păstrând în mintea noastră toate aceste valori eterne? Credeți că suntem mai fericiți când știm toate prostiile, ca să nu le zic altfel? Toate știrile fără relevanță. Am admirat pe un bătrân de 80 ceva de ani care spunea, toată viața mi-a plăcut să citesc. Și da, acum nu mă ajută nici ochii bine, nici memoria. Și nu-mi permit ca să las necitit din Biblie pentru nicio carte, cât ar fi de bună. Întâi în termin porția citit în Biblie. Și dacă rămâne vreme, mă ajută mintea și ochii nu mă dor, citești și altceva. E indicat să citești, ai cunoștințe generale, istorie, geografie, astronomie, să fii specialist în domeniul tău, în profesia ta. De-a deasupra tuturora, ce-i mai frumos este cunoașterea de Dumnezeu. Spunea Domnul prin profetul Osea, ascultați-mă ce vă citesc, aici este marea problemă pentru care oamenii l-au pierdut pe Dumnezeu. Osea, capitolul 4, versetul 6, poporul meu pierde din lipsă de cunoștință. Fiindcă ai lepădat cunoștința, fiindcă n-ai citit, fiindcă n-ai memorat, fiindcă n-ai discutat despre aceste lucruri, ca să nu le pierzi din memorie, te voi lepăda și eu și nu vei mai fi preot, fiindcă ai uitat legea Dumnezeului tău, voi uita și eu pe copiii tăi. Auzi? Ți se pierde neamul. Dacă nu mai le poți vorbi ca să se transmită aceste informații binecuvântate la generația următoare. Vreți să ne angajăm anul acesta să vorbim mai mult despre Dumnezeu? Să memorăm mai multe versete? Să discutăm despre lucrurile sfinte? Acestea sunt cele două mari greșeli care le-au comis oamenii. Nu l-au proslăvit pe Dumnezeu și nu l-au păstrat în cunoștința lor. Și totul se uită. Dacă v-aș întreba, mai țineți minte ce ați învățat pe clasa a 7-a la chimie? Poate mai țineți minte nota ce ați luat-o, dacă a fost mică sau mare, dacă a fost premiu sau nu. Dar ați uitat, de ce? Pentru că tot ceea ce nu repetăm, rememorăm, se pierde. Noi nu avem decât o singură șansă, să citim și iar să citim, să vorbim, să ascultăm. Poate l-ați cunoscut pe fratele Simeonuc, el într-una citea. Și ne va întreba, frate Simeonuc, dumneata, știi Biblia pe de rost, care cum greșește când îl pui, bași de vină, că a uitat o virgulă. După ce mai citești? Și a zis bătrânul, dacă nu o citești, se șterge. Da, mintea noastră e și ca o tablă. Trebuie să scriem și iar să scriem. Că așa cum v-am spus, tot scriem ceva. Tot vorbim ceva.
Mai cu ani în urmă, când mai mergeam cu fratele în misiune, mereau unii care încercau să povestească de unul, de altul. Nu îl interesa pe bătrân. Și avea el o vorbă, zice, iar începuși cu Evanghelia fără capitole. Și te ducea la Biblie. Mi-amintesc că era în ultimul an de viață, l-am vizitat la Alba Iulia și mă întreabă, cât poți să stai la mine? Și a spus, o oră. Da, bun, ne băgăm, citiți vorba lui, la Apocalipsa 11. Și am avut ce vorbi o oră din Apocalipsa 11. Ce scrie acolo, știți? E foarte important să avem cunoaștere sfântă. Pentru că în Biblie este adevărata cunoaștere. Cineva și imagina că lumea asta este ca și pe un vapor imens care explorează, care transportă, care face N servicii, dar care riscă să naufragieze. Și nu este deloc important să cunoști din câte bucăți e făcut vaporul acela. Nici câte valori se află pe el să le inventariezi. Într-un moment critic este important să știi în care barcă de salvare să scape. Și nu există în lumea aceasta nimeni care să ne prezinte vreo soluție de ieșire din criză. Noi ne-am gândit înainte, e comunismul de bai. Și am crezut că orientarea spre America, spre capitalism, spre economia de piață ne scap. Acum nu mai vine crivățul numai de la răsărit și nenorocire, acum vine și de la apus. Pe unde să scăpăm? Pe la miază noapte, simbolic vorbind, pe la Domnul. Dar asta nu se poate decât învățând acest drum al salvării împreună cu Dumnezeu și memorând această sfântă carte. Vă felicit că în seara asta ați venit și cu siguranță vă rămâne ceva în minte. Și dacă nu vă rămâne mult, cât rămâne, tot e bine. Surorile mai în vârstă nu o să țină minte mult. Frații mai în vârstă de asemenea. Ăștia tineri au șanse dacă sunt atenți, dacă dau pe înregistrat. Altfel se pierd. Da, dar cuvântul lui Dumnezeu trecând prin mintea noastră ne face bine, slăvit să fie Domnul. Mă întorc la Roman capitolul 1 și vreau să vă arăt dacă cineva este în vreo situație din aceasta, fără Dumnezeu sau poate asta v-ar fi greu să recunoașteți, să afirmați, dar ceva mai departe de Dumnezeu. Dacă vreți să vă apropiați de Dumnezeu, este o chemare, este un har. Spune Scriptura în Romani, capitolul 2, citesc de la versetul 4. Sau disprețuiești tu bogățiile, bunătății, îngăduinții și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Ce-i pocăință? O apropiere de Dumnezeu în contextul nostru, în care îi spui, Doamne, n-am fost chiar cum trebuie. Vreau să devin mai bun, mai sfânt, mai credincios. Și în acest peisaj al omniprezenței lui Dumnezeu și totodată din nefericirea depărtării noastre de El, ceea ce trebuie să ne cheme, să ne apropie, este bunătatea lui Dumnezeu care te îndeamnă la pocăință. Dacă bunătatea lui Dumnezeu nu te motivează, e critic. Ce înseamnă asta? Uite, ai greșit și Dumnezeu nu te-a pedepsit. Uite, nu i-ai mulțumit și Dumnezeu ți-a dat mai departe. Hrană, viață, căci Dumnezeu în bunătatea Lui dă soare peste drepți și peste nedrepți, peste buni și peste răi. Pentru că vrea să înțelegem că ne iubește. Și acest har trebuie să ne îndrepte spre El, slăvit să-i fie numele. Uită-te la bunătatea lui Dumnezeu, este și asprime. Dar bunătatea ne cheamă la pocăință. Dumnezeu poate să recurgă și la metode mai puțin plăcute. Dar întotdeauna Dumnezeu încearcă, așa cum zicem noi, cu buna, nu cu raua. Dar dacă nu vrem așa, oare cât așteaptă Dumnezeu după noi? Uneori ne mirăm când Dumnezeu îngăduie pe câte unul că dacă am fi noi în locul lui Dumnezeu, nu știu ce i-am întrerupe. Ba curentul, ba apa. Atâtea facturi neplătite. Și tot să-i dai și tot să-l ajuți. Da, pentru că Domnul este bun.
Vedem noi aceasta? Uitați-vă în lumea asta, vă rog să vă gândiți. Uneori te miri de un bărbat că suferă o femeie rea sau o femeie că suferă pe un bețiv. Dați Dumnezeu, știți cât bețiv are pe glob și toți ele suferă pe toți? Știți câți oameni răi, câți criminali? Ca să vezi bunătatea lui Dumnezeu, gândește-te la tot ce se întâmplă pe pământ. Că pe noi ne supără unul și nu mai putem vorbi frumos nici cu altul. Bunătatea noastră e așa, un pumn de ea. Și se epuizează. Dar Dumnezeu este bun de mii și de mii de ani. De ce? Spune Scriptura, vă citesc din a doua Petru, capitolul 3, versetul 9. Domnul nu întârzie împlinirea făgăduinței lui cum cred unii. De ce nu se scoală Dumnezeu să facă judecat? De ce istoria asta curge așa lin înainte? Și are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Adică, în timp ce te ajută, în timp ce te lasă, ar vrea Dumnezeu să vadă, nu te trezești într-o zi să te pocăiești. Să spui, destul am făcut rău. Mă opresc din toate acestea și mă întorc la Dumnezeu. Doamne, luminează-ne mintea, cercetează-ne inimile, să vedem îndurarea și harul Tău nemărginit, slăvit să fie Domnul. Vă rog, gândiți-vă așa cum am anticipat prin cele spuse, cât de bun este Domnul. Câte favoruri ne-a făcut. S-ar putea să se schimbe lucrurile. Dar vă rog să observați, scrie în cartea Apocalipsa că atunci când oamenii își vor mușca limbele de durere, când se va ajunge până acolo încât se vor îngrozi și vor dori să moară, nu se vor putea pocăi. Pentru că pe cei ce nu i-a pocăit bunătatea lui Dumnezeu, e puțin probabil să-i pocăiască nenorocirile care într-o zi se vor declanșa. Scrie chiar aici, am amintit în Roman 2, necaz și strâmtorare va veni peste toți oamenii. Spunea cineva oarecum pe bună dreptate, dacă Dumnezeu nu pedepsește America cât sunt districați, trebuie să-și ceară scuze la Sodoma. Pentru că n-a fost drept. Dumnezeu e drept, spune Scriptura aici în Roman capitolul 2, citesc cuvintele Apostolului Pavel care se exprima foarte categoric. Versetul 2. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Deci Dumnezeu judecă. Am citit în 1 Corinteni, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei cinstiri al lui Dumnezeu. Dar știi că și atunci când nu ți-a ascultat mama sau când ai răspuns urât la un profesor, și atunci se stârnește reacția divină. Dar numai că Dumnezeu este îndelung răbdător și bun și încă nu pedepsește. Toți se adună, toți se adună. Așa mai suntem și noi părinții uneori, știi? Spune la un băiat sau la fată facere, băi, vezi că ți se adună. Și într-o zi le descărcăm. Dar Dumnezeu are mult mai multă răbdare ca noi. A întrebat Moise și a vrut să-i vadă chipul și spune Scriptura în cartea Exod, capitolul 34, că Dumnezeu s-a prezentat. Și în loc să-l vadă Moise cum este Dumnezeu așa la față, ce ochi are, s-a descris altfel, Exod 34 cu 6. Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat. Așa trebuie văzut Dumnezeu. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de lege răzvrătirea și păcatul. Da, dar dacă astea nu te determină să te pocăiești, ce scrie în continuare? Dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de lege. Deci nu va fi păcat în lumea asta sau vorbă sau gând pe care Dumnezeu să nu îl pedepsească. Numai că toate acestea se amână. Și dacă te pocăiești, scapi. Dacă bunătatea nu te îndeamnă, rămâi sub osânda lui Dumnezeu. Dar asta e ceva mai tragic decât ți-ai putea imagina. Domnul compara starea aceea de după judecată cu un plâns și o scrâșnire a dinților, cu un loc și o stare în care viermele nu moare și focul nu se stinge. Atunci conștiința își va juca rolul deplin.
Atunci îți pare rău când bunătatea lui Dumnezeu nu te-ai pocăit, spune Scriptura în cartea Plângerii Mia, capitolul 1, pentru că evreii sunt un exemplu pentru noi, versetul 7, în zilele necazului și ticăloșie lui Ierusalimul își aduce aminte de toate bunătățile de care a avut parte în zilele străbune. Să aduce aminte că pe pământ Dumnezeu a fost bun cu tine și te-a îndemnat să te pocăiești și n-ai vrut. Și își va întoarce Dumnezeu fața. Mânia mielului, când acum va fi peste cel ce nu se întoarce la Dumnezeu, când acum poți să te bucuri și să fii iertat prin sângele mielului, mărit să fie Domnul. Și în al doilea rând, spun asta pentru pocăiți, pentru cei ce sunt aproape de Domnul, dar nu chiar lipiți de Domnul. Spune Scriptura aici, versetul 7, va da viața veșnică. Și dacă v-aș spune să ridicați mâna, spune gata, vrem toți viața veșnică. Și tânărul bogat a zis, Domn, bun învățător, ce să fac să am viața veșnică? Ascultați cui va da viața veșnică, celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurire. Stăruința în bine. Vă întreb, dumneavoastră faceți binele așa fără să vă siliți? Așa din oficiu, nu? Binecuvântați de numai, milostenii cât vă ține punga. Nu-i chiar așa. În bine trebuie să stărui, adică să depui efort. Că nici la școală nu e 10 așa, n-a apucat profesorul să predea lecția până a și învățat-o, vrei să o spun înapoi? Nu-i chiar atât de ușor. Dar în mod practic, te uiți la un maestru cum sudează sau face altă operație, lasă-mi pe mine, fac eu. Nu merge. Așa e în toate. Și trebuie să stărui în bine. De aceea venim la biserică de atâtea ori pe săptămână. De aceea ne rugăm zilnic, stăruim în bine, că vrem în final să-L practicăm, să facem ce este plăcut înaintea Domnului. Și când greșim, avem un Dumnezeu care ne iartă. Căci prin Domnul Hristos a venit harul și adevărul și El este mare preot la dreapta mării în cerul și mijlocește pentru noi. Și am mai greșit și anul trecut, dar ne propunem anul să fim mai buni, așa-i? Cine nu stăruie în bine se strică, spunea cineva. Și altcineva compara pocăința cu mersul pe bicicletă. Ori dai din pedale, ori cazi de pe ea. Nu poți altfel. Cine nu se silește, spune a doua Petru, capitolul 1, dați-vă și voi toate silințele. Numai într-o dimineață să nu te rogi, să vezi ce prostii faci în ziua aceea. Lipsește de la adunare. Permite să neglijezi lucrurile sfinte, să vezi. Poți? Nu se poate. Că dacă fizic, fără să mâncăm și fără să bem apă, nu suntem de treabă de muncă, credeți că spiritual este altfel? Nu se poate. Dacă nu ne tratăm, nu avem șanse să ne recuperăm, să fim sănătoși. La fel și în plan spiritual trebuie să stăruim. Și fiecare să stăruiască acolo unde vede că e deficitar. Vezi că ai slăbiciunea să te enervezi. Păi, te lupți cu limba. Să o poți controla. Spunea recent cineva, măi, mai bun leac ca postul n-am găsit pentru a-mi potoli limba. Când sunt flământ, măi, nu-mi vine a vorbi mult. Și asta e drept. Vezi în fiecare privință ce soluție găsești, stăruiește în bine. Este câte unul care e zgârcit și el trebuie să stăruiască, să se gândească tot mereu cât de sărași sunt alții. Și putea fi el și se gândească, băi, m-aș fi bucurat să-mi dea altul, așa-i? Și să stăruiască, el nu poate da mult odată, că n-are darul ăsta, nu-i obișnuit, dar mai dai azi, mai dai și mâine. Până la urmă o să dai toată zeciuiala și o să mai dai și peste. Dar stăruiește în asta. Și așa e în toate privințele. Stăruiește până când ajungi să ai rezultate notabile. Să fie Domnul mulțumit. Nu tu însuți. Se spune că un cântăreț, cu ocazia unui concert, a cântat, sala a ovaționat și el stătea așa trist. Și vine un prieten și întreabă, băi, dar de ce nu te-ai bucurat să savurezi și tu senzația de favoare? Și zice, da, tu n-ai văzut că aici e profesorul. Și vreo 3 ori s-a uitat la mine și la urmă m-am văzut cum m-a notat, că nu-i mulțumit. Că n-am respectat, exact, voi nu știți muzică, măi.
Ei, Dumnezeu să fie mulțumit. Să spună ca despre Iov, ai văzut pe robul meu Iov? Da, dar știi ce scrie în Iov 1 cu 1? Că se abătea de la rău, adică stăruiam bine, că și înaintea lui Iov a venit rău. Că peste tot umblă. Știți de unde venea diavolul, da? De la cutreierarea pământului. Cine îl poartă peste tot? De aceea trebuie să ne împotrivim și să ne luptăm și să fim așa cum scrie către o biserică din Apocalipsa 2, faptele de pe urmă să fie mai mult decât cele din tâi, amin? Doamne, ajută-ne! Deci ce-i de făcut? Să te gândești întâi la Dumnezeu cât e de bun și apoi la tine, dacă nu-i sameni. Să spui, Doamne, aș vrea să fiu ca tine. Doamne, Tu m-ai creat după chipul Tău. Eu am pierdut din aceste valori ale Tale. Ajută-mă să le câștig din nou. Pentru că să nu cântăm doar așa cum spunea Ana, nimeni nu-i sfânt ca Domnul. Da, dar tu de ce nu ești sfânt, nu? Ce bun este Domnul, dar n-ai putea să fii și tu bun? Păi, ăsta e scopul lui Dumnezeu. Să ne ducă și pe noi la o asemănare cu El. Amin? Să ne ajutăm unii pe alții, să ne îndemnăm la dragoste și fapte bune, dar cel mai mare efort trebuie să-l depună fiecare pentru sine, să se silească. Și ne-a mai rămas să observăm doar a patra variantă, cea tristă și nefericită pentru veci de veci. Ascultați ce scrie în versetul 5, capitolul 2, dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască. Îți adune o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării drepte judecății al Dumnezeu care va răsplăti fiecare după faptele Lui. Versetul 8, de asemenea, Dumnezeu va da mânie și urgie, asta înseamnă pedepse aici și în eternitate, celor ce din duc de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Vinovăția numărul 1 a celor ce vor fi condamnați pentru vecii vecilor are de-a face cu împotrivirea lor. Cu acest nu vrea să se pocăiască. Peste nu-ul tău nu trece nici Dumnezeu. Dacă nu vrei, n-ai nicio șansă. Asta ține de acceptul tău, de voia ta. Vrei sau nu vrei? Văzând toată bunătatea lui Dumnezeu, poate cercetându-te Domnul și cu necaz, și ăsta face bine uneori. Gândindu-l la judecat, dacă nu vrei, fratele Nae Marius a fost la noi la evanghelizare și a povestit un caz de la ei din Mehedinți, că un înger, Dumnezeu mă lucrează și așa uneori, în mod suplimentar, a zis unei femei, întoarce-te la Dumnezeu. Și ce a spus în vis, a spus și în realitate, nu vreau. Au trecut câțiva ani, femeia s-a îmbolnăvit și a visat din nou că un înger a venit și a întrebat-o, nu te pocăiești? Nu vreau. Am fost la noi în biserică într-o familie. Nepoții sunt pocăiți, bunica de 80 de ani este nepocăită, nu vine la biserică deloc, nici la biserică ortodoxă nu merge. Și-a întrebat-o nepotul, dacă ai trăit viața din nou, ce-ai face? Nu te-ai pocăi? Nu, aș mânca și aș bea. Nu vreau. Peste nu vreau nu trece nici Dumnezeu. Dar nu vreau acesta e nefericirea ta, dar cumpetrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască. Uneori ne mirăm cât încăpățânare este cât într-un om pe care nu-l poți duce, vorba aceea, la cruce, care nu acceptă. Dumnezeu a lăsat libertatea omului. Și tu decizi. Dacă nu poți, Dumnezeu te ajută. Dacă nu știi, Dumnezeu îți va explica, va găsi diverse metode. Dumnezeu încearcă de două, de trei ori, într-un fel sau în altul vorbește Dumnezeu. Dar cine nu vrea? Când faraon n-a vrut în final și Dumnezeu l-a împietrit și gata a fost. Și-a închis ușa spre mântuire. Spune Scriptura, 1 Samuel 15 cu 23, împotrivirea este la fel de vinovată ca și terafimii, ca ghicirea, neascultarea. E foarte gravă. Asta nu poate fi rezolvată sub nicio formă. Dumnezeu se îndură de cel slab, vine în ajutor celui nenorocit care se recunoaște, dar cumpetrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască. Îți aduni
o comoară de mânie. S-a întâmplat într-o familie când o tânără spunea, eu nu mă pocăiesc. Și cineva, în cazul acesta, a sensibilizat-o, a pus-o să spună în fiecare dimineață. O provoca să spună, dacă tu nu vrei, spune lui Dumnezeu, Dumnezeule, eu nu te vreau. Dar știi ce înseamnă să nu vrei pe Dumnezeu? Să vrei pe diavolul. În Matei 25 va spune unora, Dumnezeu, veniți la mine, ați vrut cu mine, veniți la mine. Acum nu ne putem apropia de El, locuiește în sfinție, noi suntem în trupuri de carne, ne-am topit. Dar în ziua aceea El ne va transforma și ne va duce să fim împreună cu El. Dar dacă nu L-ai vrut, Dumnezeu va spune unora, duceți-vă de la mine. Nu trece peste nu-ul tău. Te trimit. Nu te cheamă forțat. Te lasă liber. Dar trimiterea aceea este duceți-vă cu diavolul. Pentru că orice nu pentru Dumnezeu înseamnă un da pentru diavolul. Numai că oamenii ar vrea să spună, eu nu cu Dumnezeu, dar nici nu cu diavolul. Dar unde te ascunzi? Că nu există decât aceste două sensuri. Ori faci binele, ori faci răul. Făcând răul din oficiu, te ia diavolul în brațe, te bate pe mână, spune, ești de-a meu, băiete. Deci n-ai altă variantă. De ce nu-ți dai seama? Ori cu Dumnezeu, ori cu satana, ori cu lumina, ori cu întunericul. Și în ultimul rând, de ce oamenii vor fi condamnați și judecați? Versetul 9, necașe strâmturare va veni peste orice suflet omenesc care face răul. Vor fi două capete de acuzare în ziua de apoi. Unu, refuzul. Și știi care e cel mai mare refuz? Păi, cel mai mare refuz e refuzul celei mai mari bunătăți. Și cea mai mare bunătate a lui Dumnezeu e jertfa Domnului Hristos pentru noi. Refuzul acestei jertfe este cea mai mare ofensă pentru Dumnezeu. Dumnezeule, n-am nevoie de jertfa ta să mă ierte. O jignire pentru Domnul Iisus care a stat pe cruce pentru noi și a dat viață și de 2000 de ani mijlocește. Dar totodată, al doilea cap de acuzare, care va avea multe subcapitole, e răul pe care l-am făcut. Necașe strâmbtorare pentru cel ce face răul. Și dosarul fiecare dintre noi e undeva. Spune Scriptura în cartea Apocalipsa, capitolul 20, că astea nu se pierd. Versetul 12. Niște cărți au fost deschise și oamenii au fost judecați morții după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Tot se scrie. Relele din copilăria ta. Neascultările de părinți. Cunoașteți imaginea aceea în care unul a visat într-o noapte că era într-o sală plină cu dosare, dar toate purtau numele lui. Pe capitole, în seriat. Fapte de neascultare față de părinți, năzdrăvănii la școală. Toate imagini, parcă cineva filmase, tot, făcuse proces verbal la tot ce se întâmplase. Și spune, băi, dar chiar atâtea am făcut eu? Da, pentru că Dumnezeu notează și gândurile tale. Și într-o zi vei da socoteală. Omul nu poate să scape de asta. Nu este nimeni independent, nimeni care să se sustragă. Și s-a gândit, Doamne, dar am făcut și fapte bune. Dată la Dumnezeu nu se compensează așa cum nu se compensează conturile în contabilitate. Fiecare rămâne distinct, poziție, valoare. Și erau și niște dosare cu fapte bune. Și spune că în vis a simțit o prezență lângă el. Și cineva, Domnul, a înțeles, el l-a întrebat. Ce vrei să faci? Pe viitor ce îți propui? Asta e întrebarea în final. Și l-a zis, Doamne, de n-ar mai ști nimeni de dosarele astea și la astea alte vreau să mai introduc foi. Vreau să fac bine. Stăruiește-mi bine. Cel ce poate să ne ajute este numai Domnul Hristos. Noi vă putem învăța să faceți binele, dar noi nu vă putem rezolva trecutul. De iertat numai Domnul poate. Noi putem aici să ne purtăm frumos unii cu alții, să ne facem viața frumoasă, dar să ne ducă în Împărăția Sfântă numai Domnul poate. Dar dacă nu se rezolvă problema păcatului tău, tot răul îți va sta în față în ziua aceea. Și asta e grav. Și va fi prea târziu după ce ai făcut răul să mai te aștepți la bine. Scriptura spune în cartea Estera, a cunoscut istoria, Haman, răul acela,
În final s-a aruncat spre patul Esterei și vroia clemență prea târziu. Prea târziu va fi într-o zi și tot răul se va întoarce asupra capului tău. Cum ai făcut? Așa ți se va face. N-o să te pedepsească Dumnezeu mai grav decât potrivit cu refuzul și faptele tale de pe pământ. Am o vecină care refuză să vină la adunare. Motivează ea că n-are vreme, că dar n-are nici gospodărie, n-are voință. Și dacă îi vorbești despre judecată, spune să se uite Dumnezeu numai la cât bine am făcut. Dar eu îndrăznesc să spun că binele care l-am făcut noi ni l-a plătit Dumnezeu cu vârșini de sat. Sau credeți că am făcut noi mai mult pentru Dumnezeu decât a dat El pentru noi? Păi, dacă ți-ai pierde vederea cât bani ai dat la doctor și Dumnezeu ți-a lăsat un ochi de atâta vreme, cam cât ai făcut să dai în schimb? Întreabă Dumnezeu în Iov. Sunt cuiva dator, vreau să-i plătesc. Dumnezeu nu-i dator la nimeni. Suntem noi datori că am întristat fața Lui, că ne-am asociat cu diavolul, adversarul lui Dumnezeu și suntem vrednici de judecată. Dar Dumnezeu a amânat judecata, fiindcă vrea să ne mântuiască, slăvit să-i fie numele. Haideți să recapitulăm și în final să ne rugăm. S-ar cuveni ca oamenii să fie cu Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu a pus conștiință în ei, fiindcă Dumnezeu și-a lăsat urmele în natură, însă oamenii nu i-au mulțumit, nu l-au proslăvit. S-au gândit la de toate, numai la ce trebuia, nu. Și l-au pierdut pe Dumnezeu și au ajuns departe de El. Dar bun este Dumnezeu care așteaptă pe oameni să se întoarcă înapoi. Și motivează cu bunăvoința sa. Și când nu pot, îi ajută, îi lasă să stăruiască în bine, să facă exerciții de spiritualitate, pocăință. Pentru că unii se așteaptă, când s-a botezat cineva, să fie un sfânt. E un sfânt, dragă, dar în devenire. Stăruiește în bine, se silește și el. Și Dumnezeu îl va ajuta și îi va da har. Dar dacă nu vrei, tu rămâi cu păcatele tale. Și în final, spune Apostolul și închei, versetul 16, Roman, capitolul 2, predica din seara asta va mai fi predicat odată, dar va avea alt sens, versul 16. Și faptul acesta se va vedea în ziua când după Evanghelia mea, spunea Pavel, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Să ne dea Domnul harul să n-ajungem la judecată și să trecem din moarte la viață. Să devenim buni ca Domnul și să continuăm să-L slăvim pentru vecii vecilor. Amin? În final, la îndemnul fratelui vom face și rugăciune în care, printre altele, ne rugăm ca Domnul să cerceteze prietenii casei Domnului, să cerceteze familiile noastre cu mântuire. De asemenea, Domnul să se îndure de cei bolnavi. Fie că sunt în locul acesta, fie că sunt acasă sau la spital, Domnul, în bunăvoința asta despre care am vorbit, să-i cerceteze. De asemenea, dorim Domnul să binecuvânteze pe sora Evodia, care se va întoarce spre Australia, Dumnezeu să o binecuvinteze și întrucât aveți rudenii pe acolo să le cerceteze Domnul și în ziua întâlnirii la Ierusalimul de sus, din toate părțile, să se întoarcă cei credincioși, mântuiți, iertați de Domnul și fericiți pentru vecii vecilor. Și după cum am fost învățați și în această seară, să mulțumim Domnului în final, să recunoaștem bunăvoința sa și să ne încredințăm în brațul său minunat, slăvit să fie Domnul. Vă invit să ne ridicăm și cu toții să ne rugăm pentru toate aceste cauze. Amin.